Aș vrea să vedem ce s-a întâmplat astăzi când a fost înmormântată celebra Cornelia Katanga. Ies la suprafață informații dureroase despre viața ei. Evident că într-o zi atât de încărcată de emoție negativă și de supărare în ziua înmormântării ei, aceste informații vin să contureze cât mai bine de ce a murit Cornelia Katanga la doar 63 de ani. O viață zbuciumată, o viață foarte complicată și toate informațiile despre viața Corneliei Katanga și despre ceea ce ar fi putut să ducă la acest sfârșit prematur, vedeți în materialul care urmează. Șaraiman, nu cred că ai putea dormi, nici pe alta ai iubi. Nu cred că ai putea dormi, nici pe alta ai iubi. Se scoală de dimineață, ia coșul și pleacă în viață, că e de somnul cu dulceață. Mama mea vinde la lele pentru surorile mele, vinde mama ghiocei pentru frățiorii mei. Mama mea sărmană, ce aveți voi cu mama mea? Toate diminețile mama-și vinde florile. Mama mea, sărmana, ce-aveți voi cu mama mea? Ea nu fură, nu cercește, mama ca și voi trăiește. Ziua de 26 martie 2021 va rămâne una neagră pentru muzica lăutărească. Românii care o iubeau pe Cornelia Katanga nu o vor mai putea vedea niciodată strălucind pe scenă. Și strălucea, chiar dacă viața ei nu era ușoară. Dita mamă, chibori, chibori, da, chibori, ta pentru te batali, mamă, batali. Dita mamă, chibori, chibori, da, chibori, ta pentru te batali, mamă, batali. Hai, date socherau, date socherau, pala la te memerau, date memerau. Hai, date socherau, date socherau, pala la te memerau, date memerau. Ale! Shaoro, 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 pala mande simulo, la simulo. Dita mamo, shaoro, 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 pala mande simulo, la simulo. Hai date socherau, date socherau, pala la te memerau, date memerau. Hai date socherau, date socherau, pala la te memerau, date memerau. Ultimii ani au fost foarte grei pentru Cornelia Katanga, care s-a confruntat cu probleme grave de sănătate, dar și cu o depresie accentuată de faptul că și-a pierdut casa din cauza datoriilor la bancă. În toamna anului 2020, Cornelia Katanga a anunțat în direct la televizor că s-a separat de Aurel Pădureanu, partenerul ei de viață, pentru mai bine de 33 de ani. Trecuseră doar 6 ani de când cei doi se căsătoriseră, iar mireasa pășise spre altar îmbrăcat într-o creație semnată de Cătălin Botezatu. Artista a mărturisit atunci că nu mai locuiește împreună cu soțul în vila închiriată din Bragadiru. Stăteau la etaje diferite, fiecare cu camera lui, nu vorbim, nu mâncăm la aceeași masă, spunea Cornelia Katanga. Așadar, problemele din ultimii ani slăbiseră prea mult unul dintre cele mai cunoscute cupluri din muzica lăutărească, iar Cornelia și Aurel erau hotărâți să păstreze aparențele doar de dragul fiului lor. Alexandru, care se pregătea de nuntă și pentru contractele pe care erau nevoiți să le onoreze împreună. Nu se punea problema divorțului. Aurel Pădureanu este devastat după moartea soției, care a fost alături peste
30 de ani. Iată ce dedicație emoționantă i-a făcut în platoul Antenei 3. Cornelia Katanga a fost înmormântată astăzi. Ceremonia restrânsă a avut loc la cimitirul Ghencea 1 doar în prezența familiei. A fost însă scandal de proporții legat de dorința familiei de a o depune la capelă și a o înmormânta mâine, pentru ca oamenii să poată veni la priveghi. Ce să spun? E posibil să nu vină lumea. A cunoscut o țară întreagă. Dacă mă tăburea un politician, aștepta 2-3 zile, la noi n-avem voie la artiști să vină. Nu a fost posibil din cauza protocolului privind cei care mor de COVID, așa că la ora 14:30, Cornelia Katanga era coborâtă în mormânt în aplauzele celor care au venit la cimitir. Controversa asupra morții Corneliei Katanga a apărut după ce soțul artistei a insistat că nu a murit de COVID. Certificatul medico-legal scrie clar. Cornelia Katanga a murit din cauza coronavirusului. Am vorbit cu fiata Cornelia în ultima perioadă, era bolnavă de COVID și nu vroia să meargă la spital, tocmai din această mentalitate imbecilă că spitalul omoară. Asta să fie foarte clar, Dumnezeu să o ierte, să o odihnească. Ce s-a întâmplat mai departe, familia în acel șoc, că toți am avut COVID, nu știu dacă mai au, că nu i-a testat nimeni, familia trebuia să, nu știu, ceară o dispensă, Dumnezeu, să facă scris la DSP Ilfo, pentru că domnul Neculescu cred că le dădea această dispensă. Din păcate n-au făcut lucrul ăsta, că au căzut victime acestei mentalități via Diana Șoșoacă și mai știu eu cine, hai să ieșim în stradă. Domnule, hai să respectăm legea. Edu a generat acest trup cardiac. Nu mai putea respira, nu mai putea horcăia de două zile în casă. Și ce vreți să vă spun? Ce a declarat soțul? Adică de ce, domnule, nu a dus-o la spital mai devreme? Ce nu a dus-o, nu vroia să meargă. De ce n-au fost nici ei la spital? De ce nu s-au testat? Testul pozitiv de pe salvare, testul rapid de pe salvare e și pozitiv. Testul rapid pe care îl avea în casă nu i l-a făcut nimeni, l-au cumpărat de la farmacie. Și nu l-au făcut. A sunat-o pe doamna Adam și a zis că nu știe nimeni nașa cum să vin facă. Iertați-mă că spun toate chestiile astea, nu mai pot, mă uit și eu la televizor și când aud toate lucrurile care se spun, îmi vine să mă iau cu mâinile de cap. Dar, nu știu dacă scăpa, dacă ajungea la timp. Habar n-am. Măcar primea tratamentul adecvat, domnule, pentru că exact, înțeleg Mara că se trata acasă. Automedicație, dar nu automedicație, să iei medicamente acasă, dar ți le dea un doctor. Cum familia nu a obținut dispensă de la autorități pentru ca înmormântarea să fie amânată, trupul artistei a fost luat azi de la morgă, sicriul sigilat și dus direct la cimitir. Artista în vârstă de 63 de ani a murit vineri la Spitalul Universitar din Capitală, unde era internată după ce a fost diagnosticată cu COVID-19. Ea fusese adusă joi în stare gravă. Cornelia Katanga suferea și de alte boli care i-au grăbit sfârșitul.